Bine v-a regăsit la emisiunea Sport Arena de weekend, partea a doua din cele trei programate astăzi în cadrul emisiunii noastre la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Ne auzim și în Eter, ne auzim și aici. Vorbim despre actualitatea în Liga Secundă de Fotbal, Liga a doua care va avea startul săptămâna viitoare. Primul meci este cel dintre Progresul Spartak și Dinamo. Va fi săptămâna viitoare, foarte puține zile până la start, unele dintre echipe câteva zile, altele o săptămână și ceva. Aveți în imagine și programul primei etape. Progresul Spartak Dinamo va deschide această etapă, care se va încheia cu CSEA Steaua Metaloglobus, ultima etapă, foarte multe meciuri interesante. Sunt în studio cu Ionuț Florea, colegul meu, discutăm despre ce se întâmplă la diverse echipe. Care ți se pare, Ionuț, cel mai interesant meci sau la care ai vedea așa că ar putea genera surprize? Cel mai interesant din punctul meu de vedere, Daniel, mi se pare Oțelul cu Poliaș, cred că și tu ești. E un derby al Moldovei, nu? Exact, și vreau să văd cum arată Oțelul după câțiva ani petrecuți mult mai jos decât ar merita această echipă prin prisma tradiției și a ceea ce înseamnă Oțelul Galați. Și mai ales am văzut-o arătând bine în amicalul cu FCSB. Pentru că FCSB a jucat destul de economicos cu Oțelul și din cauza faptului sau datorită, depinde de ce parte a baricadei te afli, a prestației foarte bune a Galațiului. Mi-e era dor de Dorinel, îți mărturisesc sincer, a reușit ceea ce n-au reușit alți antrenori înainte și vine cu gânduri mari, chiar cu dorința de a prinde play-off-ul. Vom vedea care va fi impactul și pentru Oțelul de la Liga 3 către Liga 2, pentru că dacă ne aducem aminte de cazul Brăilei de anul trecut, Daniel, echipa care a eliminat Galațiul din drumul către Liga Secundă, da, a fost un impact devastator. Brăila nu a reușit să puncteze și s-a întors acolo unde nu-și dorea, chiar după primul sezon în Liga 3. Avem imagini de la Steaua cu Alexandria, 1-0 în prima repriză pe arena din Ghencea. Încă nu este foarte cald. Din fericire, în această zi, după două zile, iată, a mai scăzut temperatura la București. În jurul prânzului vor fi 34-35 de grade, după ce miercuri și joi am avut aproape 40 de grade. E o vreme bună pentru fotbal dimineață. Trebuie să obișnuiască unele echipe, nu și Steaua, cu această oră 11. Ai văzut că foarte multe partide vor fi la această oră. Vreau să te întreb, vezi pe Steaua o echipă mai solidă decât anul trecut? Dincolo de toate problemele astea juridice, dacă promovează, dacă nu, dacă au drept, ți se pare o echipă mai puternică decât anul trecut? Teoretic ar trebui să fie, pentru că din ce am văzut și din spusele antrenorului Daniel Oprița, au fost aduși jucători cărora le-au fost inserate în contract clauze de promovare. Deci chiar dacă încă din punct de vedere juridic lucrurile nu sunt clare și am înțeles că dacă cu o săptămână înainte de startul ediției nu ți-ai clarificat acest aspect juridic, automat nu ai drept de promovare, în momentul în care Daniel Oprița și-a construit lotul pentru acest nou sezon și a adus jucători și le-a inserat aceste clauze că în cazul promovării vei beneficia de un anumit bonus. Își dorește foarte mult, însă senzația pe care o avem, Daniel, este că mai mult își doresc cei din iarbă ca această echipă să promoveze și, bineînțeles, partea dură a suporterilor Stelei, Peruza Sud, decât își doresc cu adevărat cei care au dreptul de a conduce această echipă. Am văzut intervenția ministrului apărării în sezonul trecut, când cu surle și trâmbițe a ieșit și a spus că își dorește să se schimbe ceva și FC Steaua, cum este ea denumită acum, Clubul Sportiv al Armatei, să beneficieze de promovare. Te întrerup puțin pentru că l-avem la telefon pe Dorinel Munteanu, antrenorul formației Oțelul Galați, o echipă cu mulți suporteri și iată care a ajuns în Liga 2 cu obiectiv play-off-ul. Bună ziua, Dorinel! Bună dimineața, bună ziua! Bună dimineața, bună ziua! Deja nu mai știm ce se întâmplă. Spune-ne, te rog, ești optimist? Mai sunt câteva zile până începe campionatul. Cum vezi lucrurile în condițiile în care Oțelul, o reprezentantă din Liga 3, a ajuns în Liga 2 și pretențiile sunt foarte mari la Galați, pentru că spectatorii acolo nu concep altceva decât faptul ca echipa să ajungă în primul eșalon? Da, eu nu-mi retrag afirmațiile de la început, adică chiar și proiectul meu cu care am venit la Oțelul Galați, readuc Oțelul în prima divizie. Sunt în grafic, adică este clar că obiectivul meu anul acesta este să prind play-off-ul. Asta înseamnă să fim în primele șase și după aceea, dacă suntem în primele șase, este clar că ne jucăm șansa ca toate celelalte șase echipe care vor fi în play-off.
Nu va fi ușor, știu că lumea este pesimistă, nu suportă ei noștri, n-au încredere în noi, dar eu vreau să fac în așa fel încât jucătorii noștri să înțeleagă că diferența nu este foarte, foarte mare. Este o diferență de atitudine, este o diferență de dorință, de voință, pe care eu cred că într-un an de zile cei care au lucrat cu mine și sunt majoritatea jucătorilor care vom începe, care vor începe primul joc cu Poli Iași, vor înțelege ce vreau de la ei. Da, care este programul echipei pentru următoarele zile până la derbiul Moldovei, să spunem așa, între Oțelul și Poli Iași? Da, astăzi avem un meci amical cu Feparul 2, echipa logică, echipa a doua. Prezentăm și lotul, sper să vină cât mai mulți suporte, spectatori. Și după aceea intrăm în linia dreaptă, în pregătirea clubului, o săptămână normală, cu două antrenamente marți, miercuri antrenament. Dar vreau din punct de vedere psihologic să-i pregătesc în așa fel încât la ora jocului să n-aibă emoții, să n-aibă drag și să joace ceea ce știu ei. Spune-mi, cât de mult te afectează canicula din această săptămână? Ai avut ceva probleme în pregătirea echipei sau trebuie să trecem peste lucrurile astea pentru că asta este situația? Nu, asta e situația. Nici am avut discuții în echipă din punctul ăsta de vedere. Trebuie să, cum este vremea, pe orice vreme trebuie să jucăm. Sigur, suntem foarte atenți la vitaminizările care le primesc, la, eu știu, tot ceea ce stimulente sau, eu știu, ceea ce trebuie să, vitamine, ceea ce trebuie să le ia, ca să treacă peste acest handicap, fiindcă și la noi, cred că și la dumneavoastră, este o căldură foarte mare. Dar, încă o dată, la ora jocului trebuie să fie pregătit din toate punctele de vedere. Domnule Munteanu, bună ziua! Aș dori să vă întreb, știind cât de important este țintarul cu acest tip de format de campionat, sunteți mulțumit de felul în care veți disputa meciurile în primele 19 etape? V-ați fi dorit să aveți, știu eu, alte deplasări sau alte meciuri acasă? Sau cum vedeți dumneavoastră tragerea dacă, din acest punct de vedere, aveți o anumită strategie? Să știți că înaintea țintarului sau programărilor nu am avut nici mari așteptări, dar nici nu sunt nici mari deziluzii când s-a tras țintarul. Pentru că eu știu un singur lucru. Știam echipele, știam deplasările. Era important, este important să ne pregătim. Dacă avem un obiect ca play-off, trebuie să ne pregătim și să facem, creăm condiții jucătorilor, dacă avem deplasări luni, să fie odihnit, să găsim mijloacele necesare care să nu fie foarte obosiți. Asta a fost titarul, asta a fost sunt lucrurile care nu puteam să le schimbăm, așa că ne pregătim în condiția acestea să prindem play-off-ul. E o diferență mare între Liga 1 și Liga 2 în momentul de față, din ce vedeți din partidele primelor două etape și față de ce antrenați dumneavoastră? N-am înțeles întrebarea. Este o diferență între primele două ligi în momentul de față și dacă ar fi, unde s-ar face ea, dincolo de valoarea jucătorilor? Nu, aici se face diferența la valoarea jucătorilor, bineînțeles. Divizia 1 este puțin diferită de divizia a doua, așa că, sigur, dacă vom ajunge la acest nivel, în play-off, vă dați seama că și noi trebuie să investim încă în câteva jucători, 2-3 jucători mai care sunt peste media echipei și să facem în așa fel încât să echilibrăm. Dar deocamdată ne gândim la play-off-ul divizia a doua și să-l prindem. Câți jucători noi au venit la dumneavoastră în această pauză de campionat? Adică cu câți jucători este schimbată echipa din Liga 3-a care a promovat cu echipa din momentul de față care atacă Liga 1-i? Am adus în afară de tineri jucători, care știți că suntem obligați să jucăm cu tineri de 2002-2004. Am adus vreo 6 jucători tineri, jucători care cu experiență sunt vreo 5, dar mai aștept încă 2 jucători cât mai repede să-mi vină un atacant central și un fundaș stânga. Mulțumim mult, Dorinel Munteanu. Mult succes în continuare.
Și eu vă mulțumesc. La revedere. Dorinel Munteanu, antrenorul formației Oțelul Galați, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Ai încredere în Dorinel Munteanu? Fără discuție. Este singurul antrenor campion de la nivelul Ligii a doua, dacă nu mă înșel, Daniel, nu? Da. Chiar dacă a existat un clinch cu antrenorul Brașovului, Dan Alexa, cel care se auto-intitulat cel mai titrat antrenor de la nivelul Ligii secunde, pe baza promovărilor realizate de Dan Alexa, iată că avem un antrenor care deține titlul și meciuri în Champions League. Așadar, eu am în Champions League și în celelalte cupe europene și în Europa League, da. Eu am încredere în Dorinel Munteanu, este un antrenor care a avut o perioadă în care parcă nu s-a regăsit din punct de vedere al antrenoratului, însă în acest moment este implicat într-un proiect serios și dacă va fi lăsat și susținut, pentru că este nevoie de susținere la Galați, am văzut ceea ce înseamnă publicul gălățean, Daniel, pentru că la meciul cu FCSB un stadion plin, la meciul de baraj retur un stadion plin, așadar publicul gălățean era înfometat de fotbal și mă aștept ca și la meciurile din acest sezon să vină să umple vechea arenă gălățean. Știi care este întrebarea la Oțelul? Dacă poate această echipă să reușească promovarea în condițiile în care nu are nume sonore, da? Dorinel Munteanu merge pe un grup de jucători tineri, pe o anumită disciplină care nu există din păcate la alte echipe, pe un stil de joc și cu această echipă ar dori, practic, să reușească promovarea. Ocazie mare pentru Steaua. Acum Adi Pop a arătat din poziție singur cu portarul. Steaua Alexandria este în continuare 1-0, minutul 55. Poate avea avantajul, Daniel, al faptului că în acest moment nu mai există echipe din Liga a doua care să fie retrogradat și să se bată așa cum s-a întâmplat în sezonul trecut. Știm, Gazul s-a desființat, Academica Clincen s-a desființat, așadar sunt foarte multe echipe care fie au avut și în sezonul trecut parte de nivelul Ligii a doua, sunt multe echipe care au venit de la nivelul Ligii a treia. Poate fi acesta un avantaj că nu mai sunt Petrolul, U, care declarativ erau printre cele două favorite la promovare directă. Însă în momentul de față este greu să știm cam cum arată lotul. Am văzut televizat doar partida cu FCSB în care de multe ori s-au luat la trântă, dacă îmi permis termenul acesta, au jucat foarte bine. Însă așteptăm să vedem câteva etape, să vedem cum arată Oțelul. Poate este greu de spus că încă din primul an poți promova după ce ai promovat de la Liga 3, dar dacă ar atinge play-off-ul, eu cred că ar fi un obiectiv important pe care Dorinel l-ar obține cu această formație. Oțelul este una dintre echipele care și-au anunțat intenția de a promova. Pe cine vezi tu dintre celelalte pe primele două, trei poziții așa? Cred că Iașul, Iașul, da, iar veni rândul să spere că ar putea să promoveze. Îl știm pe Cornel Schweitzer cât de ambițios este. A mutat la nivelul băncii tehnice prin aducerea lui Claudiu Niculescu, iarăși un antrenor ambițios, dar care și el în ultimul timp a intrat într-un con de umbră. Ar trebui, la ceea ce înseamnă polul acesta moldav, ca Iașul să revină pe prima scenă a fotbalului românesc. Mai ales că avem o singură echipă din Moldova în prima ligă, care exact, este FC Botoșani. Exact, fără discuție. Dacă Steaua ar fi avut drept de promovare, aș lua un calcul și pe Steaua, însă da, lucrurile par în continuare destul de tulburi acolo și mi-ar fi greu să spun dacă se va rezolva. Deci Oțelul, Iași și Chiajna, până acum că am discutat mai devreme de Chiajna. Exact, acestea ar fi cele care... Trei. Așa, aș vedea Buzăul, prin aducerea lui Aurel Brașoveanu, cred că și acolo lucrurile vor fi... Dar nu joacă Auraș Brașoveanu. Nu joacă, dar știi că fotbalul românesc are nevoie și de oameni cu... cum să o spun elegant, cu putere, Daniel. Și știm că Aurel Brașoveanu... Auraș Brașoveanu a fost și la Chiajna și n-a promovat. A fost, dar eu consider în continuare... Adică tu crezi că de-aia l-a luat Buzău? Și pentru asta l-a luat, pentru experiența pe care o are și puterea pe care o are în fotbal românesc, pentru că este un om care cunoaște foarte bine ceea ce înseamnă nivelul Ligii a doua, fiind de atât de mult timp în comitetul executiv. Iar la Chiajna, eu în continuare, cu tot respectul pentru domnul Porumbacu, care a fost invitatul nostru în prima parte a emisiunii, managementul a fost total eronat în acești trei ani, în care în continuare s-au axat pe aducerea unor jucători retrogradați care au venit într-un loc unde și-au luat doar salariu fără să aducă nimic acelui club. Deci ai spus Oțelul, Poliaș, Chiajna și Buzău. Acestea sunt primele patru. Și cele care, din punctul meu de vedere, exceptând Steaua, dacă va avea sau nu, se vor bate fie direct, fie la baraj. Dinamo. Of, Dinamo e încă un studiu de caz, Daniel, pentru că în momentul de față pare că acolo se încearcă să se miște lucrurile. Nu știu cine este noul administrator special al... Domnul Vlad Iacob. Domnul Vlad Iacob. Nu-l cunoștem, presă, da. Nu știm nimic despre el. Experiența domniei sale nu este una care ar da foarte mult... Și are și o vârstă fragedă. Și o vârstă fragedă și, din ce am înțeles, are la activ și câteva falimentări. Nu știu dacă sunt doar răutăți din partea presei, însă
sunt date și cifre oficiale că unele companii pe care domnia sa le-a administrat au ajuns în pragul falimentului. În fotbal știm foarte bine, Daniel, că lucrurile sunt diferite și sunt mult mai mulți factori de care depinzi în momentul în care vrei să ții o societate pe linia de plutire. Vedem cum începe Dinamo, în continuare a reușit să aducă și să se cârpească cu niște jucători care iarăși nu au rupturat. Da, întrebarea este, dacă te cârpești cu niște jucători, ce pretenții să ai? Să adică nu retrogradezi într-un eșalon imediat inferior. Deci asta crezi că este obiectivul? Obiectivul lui Dinamo nu poate fi promovarea în anul acesta imediat. Cu jucătorii pe care i-are în momentul de față la dispoziție. Fără discuție. Dinamo suferă și fără bani, Daniel, este foarte greu să mai ai puterea să atragi jucători, chiar și de nivelul Ligii a doua, pentru că sunt jucători care merg în anumite destinații pe bani mai puțini, dar cu garanția că își vor primi acele sume. Știi care e ideea? Au mai fost în anii trecuți echipe în eșalonul secund care au reușit promovarea cu sume foarte mici. Dar primite. Academica Clincen, dar a avut un buget de 300-400 exact. De mii de euro. Și a reușit, dar era o anumită disciplină. Erau niște jucători care aici, ba vin, ba plec, ba pleacă, ba unii nu și-au luat bani. Unii nu se antreneze, exact. Nu știu că Ivanov e în depresie. Adică totul pare depinde în ce depresie acum, dacă e în depresie de la fotbal sau e în depresie că l-a părăsit iubita sau că n-are bani sau sunt diverse motive pentru care poți fi depresie. Dar crezi că randamentul, indiferent de depresie, poate fi unul bun? Da. Poți fi cu gândul să faci performanță? Dinamo, în primul rând, ar trebui să aducă jucători, dar vezi, lovindu-se de această incapacitate de plată în momentul de față, nu poți atrage jucători cu foamea aceasta de a se afirma. Pentru că oricât ai venit cu sufletul, îți dorești să fii plătit pentru munca pe care o depui. Vali Lazar, cel mai reprezentativ jucător de la Dinamo? L-am văzut la Chiajna. În câteva Chiajna l-a dat afară din informațiile noastre. Uite, n-am putut să-l întrebăm pe Mugur Porumbacu. S-a dus la Reșița, nici acolo n-a reușit cu echipa promovarea din Liga 3 în Liga 2. Vine la Dinamo acum cu care vrea promovarea în Liga 1. Adică nu prea are logică ce se întâmplă în condițiile în care Vali Lazar e un jucător reprezentativ și e cel mai reprezentativ în momentul de față pentru Dinamo. Cu meciul în Liga 1, dar crezi că Dinamo mai este în ipostaza de a selecta ea ca echipă numele care bat la ușa clubului în acest moment? Cred că alege cine a auzit exact. Că e liber de contract. Uite, Andrei Marc era liber de contract, dar nu s-a înțeles cu Dinamo. Uite, un nou caz pentru mine este Nelus Roșu. Un fotbalist cu titlul de campion în CV, dar care tehnic destul de bun, dar niciodată nu a reușit să lege două sezoane la aceeași formație, Daniel. Și se alătură și el unui proiect, repet, în momentul de față, aflat pe niște ape total tulburi. Da. Hai, am discutat despre echipele care trag la promovare și n-am discutat, cu excepția Oțelului, despre celelalte echipe care au promovat. Progresul Spartac este aici, CSM Slatina, vorbim de echipe care nu au așa un nume. Putem să spunem că Progresul Spartac și Dumbrăvița sunt deja retrogradate? Nu. Nu? De ce? Categoric nu. Progresul Spartac este un proiect foarte serios și mie îmi place. Cu bani puțin, sau fără bani, mai bine. Fără bani, într-adevăr. Hai să spunem așa, nu cu bani puțin, fără bani. Ceea ce face Andrei Irimia este de lăudat. De acord. Și da, se poate susține în Liga 1? Hai să vedem. În Liga 2? Dacă ai câțiva jucători buni, Daniel, și reușești să-i ții cu gândul la fotbal, pentru că vezi, la noi, la tineri, există această modă, în momentul în care ai scos puțin capul, chiar dacă ești la un nivel inferior, să ți-l pierzi. Eu cred că Andrei Irimia și prin felul în care reușește să transmită mesaje comunității, pentru că, uite, la un moment dat s-a scuzat, am văzut o declarație a lui, scuzându-se către comunitatea din strada Vrabiei că nu poate aduce echipa să se bucure și cei care au susținut până în acest moment proiectul Liga 3 de meciurile din Liga 2 și încerca cu un comunicat pe care l-a dat presei să-i asigure că a încercat tot ce a putut fi omenește făcut să aducă echipa mai aproape în zona respectivă, doar că s-a lovit de refuzul altor stadioane sau terenuri, că la noi în Liga 2, să spui stadion, este cam mult spus în unele locuri, de a-i găzdui. Așadar, a primit o mână din partea federației și îi asigură că vor fi în continuare imagini de la meciuri și că oamenii aceia care au susținut proiectul în Liga 3 vor beneficia în continuare de meciurile echipei. Din păcate, sunt situații la Liga 2 de echipe care nu-și pot juca meciurile pe teren propriu, da? Vorbim aici de Chiajna în cazul de față și Dumbrăvița, mai sunt și pe la Șelimbăr și pe la Dej situații de asemenea și la Liga 1, da, știu foarte bine că am vorbit de Chindia. Identitatea echipelor nu are cum să nu sufere, pentru că trebuie să știm, domne, echipa aia din Șelimbăr e din Șelimbăr, aia este din Dej, cealaltă este din cealaltă parte.
la noi, când o să avem și noi un campionat în care toate echipele să joace meciurile pe teren propriu? Există o diferență și dacă îmi permiți 30 de secunde, da. Cel puțin din punctul meu de vedere. În cazul Schellenbergului și al Dejului, acolo se fac lucrări pentru ca echipele să revină acasă. Da, și n-au început de mult timp. Exact. Au stadioane, au promisiuni din partea autorităților locale, se fac eforturi astfel încât să se asigure condiții de cel puțin în nivelul ligii secunde. În cazul celorlalte echipe, Dumbrovița și Progresului Spartac, există imposibilitatea, din punct de vedere financiar, de a avea o arenă proprie omologată la nivelul ligii a doua. Este destul de trist, astfel încât tu, pentru comunitate, așa cum spunea și domnul Porumbacu, încerci să realizezi lucruri mărețe și să aduci o formație cu venituri reduse, cu jucători pe care tu i-ai descoperit la un nivel superior, iar comunitatea respectivă să nu se poată bucura de meciurile respective. Uite, avem acum în imagine programul primelor două etape. Am vorbit despre prima etapă. Cea de-a doua rundă programează și un Viitorul Pandurii cu Steaua. Dunărea și... Călăraș mai este în Liga a doua? Nu, eu cred că este pus greșit programul. Este... Nu este bun. E cel din... O să-l avem în... imediat. Îl corectăm și îl... Spune-mi, te rog, în momentul de față, cum vezi o echipă ca Baia Mare, care are public foarte mare și care, din punctul meu de vedere, are un obiectiv realist. Vrea să se mențină în Liga a doua. Adică eu așa aș vedea toate echipele astea care promovează, eu sunt convins că și la Dorinel Munteanu, el dacă va ajunge în play-off în primele șase și nu va promova, nu va fi o tragedie. Pentru el, ca antrenor, conducătorii, suporterii, discutăm. Dar Mina Orb, Baia Mare a zis așa, dom'le, noi am promovat după 10 ani, 15 ani, obiectivul nostru este menținerea în eșalonul secund. Mi se pare că sunt foarte puțini oameni care mai sunt realiști. Și la Liga 1 și la Liga. Toți vor cupe europene, toți vor să promoveze. Păi nu se poate așa. Adică trebuie să creăm o situație într-un an, vedem, sunt jucători tineri, o să aibă o mai mare experiență, vedem în an sau în 3 ani atacăm și altceva. La noi nu, toți atacă play-off. Nu ți se pare totuși că este o lipsă de realism? Nu știu dacă să încadrăm în categoria celor care spun că ne propunem mult ca să obținem ceva sau nu ne propunem puțin și s-ar putea să nu obținem nimic. Pentru că la noi există o linie foarte subțire între aceste două categorii. Da. Trebuie să fii realist în momentul în care îți propui mult cu gândul de a obține ceva și, bineînțeles, de a-ți propune promovarea și păstrarea ta ca echipă la nivelul ligii secunde și să o obții. Am văzut Baia Mare în dubla cu Corvinu, cu Hunedoara. În care Corvinu era favorit. În care, exact. Și după cum arăta prima partidă, păreau că au puterea să rămână în Liga a doua sau să promoveze, cu cazul Corvinului. Și mai ales am văzut mult mai multe nume sonore de partea Corvinului în tribune. L-am văzut pe Mircea Renic, îl știm pe Ioan Andone, care s-a apropiat de acest proiect. Pentru mine a fost o surpriză că Baia Mare a promovat. Încercase și sezonul trecut, dacă ți-aduce aminte, Daniel, și nu a reușit. Nu știu exact ce se întâmplă acolo. Rămâne în continuare domnul Miruță ca director tehnic? Da, rămâne director tehnic și Ciprian Dăciu antrenor în continuare. Uite, avem acum programul cu etapa a doua. Brașov, Binaur, Baia Mare, Ripensia, Unirea Slobozia, Metaloglobus, Gloria Buzău, CSM Slatina Steaua, Cixereda Concordia Chiajna, Dumbrăvița cu Unirea Dej, Iași cu Pandurii, Dinamo Oțelul, Unirea Constanța Progresul Spartac și Schellenberg cu Timișoara. Pare așa că Dinamo Oțelul, dacă ne uităm la tradiție, e cel mai interesant meci, deși ar putea fi dezechilibrat din punctul meu de vedere cu Oțelul favorit. Dacă am stat să ne uităm strict la nume, am putea spune că Oțelul are cel mai greu program în aceste două etape. Da? Joacă acasă cu Iași, o candidată. Da, după aia în etapa a treia, uite, primește replica celor de la Unirea Constanța. Adică ar avea un meci considerat mai ușor. Exact. Oțelul are posibilitatea în eventualitatea în care pornește cu dreptul și bate Iașiul. Și Iașiul, da. Exact. Poate să lege 3 victorii și să înceapă foarte bine. Contează foarte mult ce se va întâmpla după primele 4-5 etape, pentru că o echipă care adună maximul de puncte îi va fi mult mai ușor. Dacă pierzi 2 meciuri, e foarte complicat. Uite de la Petrolul ce s-a întâmplat anul trecut și deși au avut un final așa cam potignit, au reușit să promoveze pe zestrea punctelor acumulate în prima parte, exact, în campionatul regulat. În etapa 6, uite, vom avea Dinamo Steaua. Eu spun că ar fi fost mai frumos un Steaua Dinamo cu cele două galerii în Ghencea, mai ales că diferența e mare de valoare în momentul de față. Doar la suportări, așa să zicem, că există un echilibru, dar din punct de vedere al jocului, în momentul de față, nu sunt mari probleme. Este prima oară din 1948, Daniel, când în Liga 1 nu avem nici Steaua, nici Dinamo și iată cele două mari echipe care au dominat fotbalul românesc de atâția ani, își dispută meciurile la matineu, așa cum se spunea înainte despre Liga 2.
Aduce un plus de inedit CSC Dumbrăvița în Liga 2? Aduce și pentru noi este o surpriză, pentru că nu știm foarte multe lucruri despre această formație. Știm că a fost la un moment dat chiar să nu se înscrie, sau cel puțin acestea erau informațiile care apăreau în presă, că nu ar avea posibilitatea și puterea financiară să se înscrie la nivelul ligii secunde. Iată că oamenii de acolo au înțeles că până la urmă trebuie să respecti munca atât a jucătorilor, a staffului tehnic, a staffului administrativ și să le dai șansa cu resursele acestea limitate pe care le au să-și încerce norocul și la Liga 2. Dacă mă întreb pe mine, este o pată de culoare această echipă Dumbrăvița, care a reușit să elimine o echipă a Reșiței, care, dacă ne-am fi pus toți de acord într-o cameră, am fi spus că este principala favorită dintre toate celelalte formații să promoveze în Liga 1. Știam ce înseamnă Dan Alexa, știam ce înseamnă jucătorii pe care Dan Alexa a reușit să-i aducă și iată că în cazul de față calculele hârtiei au fost răsturnate și Dumbrăvița pornește pentru prima oară în istorie, Daniel, într-un eșalon atât de înalt, dacă îmi permiți, din istoria formației. Vorbeam mai devreme de opinii realiste, da? De să-ți vezi lungul nasului, să sunt atâtea sinonime. FC Brașov, după ce anul trecut și-a numit antrenorul și după aceea președintele, o situație fără precedent în istoria fotbalului mondial, cred, acum vrea să promoveze. Doar pentru că l-a dus pe Dan Alexa și doar pentru că finanțarea ar fi mult mai simplă față de sezonul trecut și ar fi intrat banii, s-au plătit datorii, jucătorii sunt... Sigur că Brașovul ca oraș, sigur că Dan Alexa ca antrenor se simte îndreptățit, dar crezi că lucrurile făcute așa pe grabă vor da randamentul scontat după un an, după un sezon trecut, catastrofal din punct de vedere al haosului organizatoric? Și anul trecut tot pe grabă au fost făcut și total invers și au fost la un pas să se întoarcă în Liga 3. Să nu uităm că au jucat meci de baraj. În loc de promovare au fost la baraj. Au jucat un meci de baraj, au reușit totuși și pe teren să-l câștige și chiar dacă l-ar fi pierdut conform deciziei Federației, tot ar fi rămas în Liga a doua. Însă la ce înseamnă Brașov și foarte bine subliniai, Daniel, eu cred că lumea de acolo nu va mai accepta ca și în sezonul acesta să se lupte pe la mijlocul clasamentului. A fost un conflict permanent între președintele Mărginean și tot ceea ce însemna banca tehnică în sezonul trecut la Brașov. Fiecare a încercat să-și impună punctul de vedere și să se dea mai cocoș, dacă îmi permiți. Ilie Stan a plecat, a reușit să scuture clubul și de o anumită sumă financiară, chiar dacă până la urmă era meritul domniei sale și din punct de vedere contractual, dacă m-ai dat afară, trebuie să-mi plătești. Acum vine Marius... Te întrerup puțin, pentru că l-avem pe Gabriel Magdaș de la Unirea Dej. Bună dimineața! Bună dimineața, ne auziți? Eu nu aud nimic aici, poate se aude ceva, nu se aude. No. Alo? Alo, acum, bună dimineața, domnul Magdaș. Vă salut. Vorbim despre ce se întâmplă în eșalonul secund, mai sunt câteva zile până începe noul sezon. Ce se întâmplă la dumneavoastră, care sunt principalele noutăți și dacă aveți și dumneavoastră obiectiv play-off-ul, pentru că toate echipele, sau aproape toate echipele, declară că vor să intre în play-off, trebuie să facem un play-off mai mare, așa de vreo 14 echipe ca să intre toate. Singura noutatea noastră este doar rezultatul actual din acest moment cu Bistrița 4-1. Mai avem vreo 20 de minute de joc. Altă noutate, în afară de Vomir, momentan nu. Va fi luni, dacă este din punct de vedere fizic, ne-am înțeles și cu Răzvan Greu. El este deja la noi, se antrenează și cam ăsta ar fi lotul pentru următorul sezon. În ceea ce privește obiectivul care a spus dumneavoastră, noi personal, obiectivul conducerii este 1-14, vrem să rămânem echilibrat, vrem să ne consolidăm poziția la Liga a doua, nu au obiectiv play-off-ul echipa, vă spun clar, are obiectivul 1-14, deci să rămână. Acum ei au targete de performanță. Dacă reușesc să ajung acolo, este bine pentru toată lumea. Dar, repet, obiectivul Unirii Dej nu este play-off-ul. Anul trecut erați o echipă debutantă. Sigur că au fost și multe potignele, firesc, pentru o echipă care ajunge în eșanul secund după foarte mulți ani. Care sunt argumentele în acest sezon că sunteți o echipă mai puternică decât în anul precedent? Din punctul meu de vedere, argumentul principal este echipa, este grupul, care în proporție de 70% nu știau ce înseamnă Liga a doua, acum au trecut un an peste ei, au văzut, să spun așa în termeni românești, cu ce se mănâncă Liga a doua
Și din punctul ăsta de vedere simt și eu o creștere. Grupul a înțeles ce este Liga a doua, s-au raportat rapid la cerințele acestei ligi și cred că vor face față cu brio și actualului campionat. Al doilea argument ar fi și din partea noastră a conducerii. Am avut un an la dispoziție să ne mai echilibrăm. Vă dați seama că promovarea a venit așa ca un buf pentru toată lumea. A trebuit să facem totul pe repede înainte. Am avut un an la dispoziție în care să ne găsim pașii. Eu zic că în acest moment suntem mult mai ancorați în realitatea ligii a doua și, mă rog, în realitatea bugetară care o avem la dispoziție. Deci ar fi argumentele principale care ne-ar da, cum să vă spun așa, o anumită liniște că n-am avea probleme în ceea ce înseamnă retrogradare. Avem o problemă cu spectatorii în rândul fotbalului românesc, nu numai la Liga a doua, la Liga a întâi. Credeți că va crește interesul pentru Liga a doua și, bineînțeles, dacă și la dumneavoastră se va simți acest lucru, dacă sunteți optimiști? Bănuiesc că vă doriți niște tribune pline, nu niște tribune goale, indiferent că jucați acasă sau în deplasare. Da, este normal să fie așa. Din punctul meu de vedere s-ar putea, chiar dacă au dispărut nume pe cum Petrolul, Cluj, Hermăstad, echipe care atrăgeau, totuși la ora asta a apărut și Dinamo, care este clar o echipă unde va merge, va umple stadioanele. Din punctul meu de vedere, cred că echilibrul de sus în ceea ce înseamnă promovarea va aduce lumea mai multă la stadioane, pentru că cred eu, va fi un campionat mai echilibrat în partea de sus. Nu se vor rupe niște echipe, așa văd eu, simt un echilibru undeva 8-10 echipe care în orice moment poate să schimbe locuri între ele și dacă se întâmplă lucrul acesta care îl cred eu, atunci inevitabil și spectatorii vor apărea mai mulți. Pentru că este clar, oamenii vin în momentul în care se vede performanță, în momentul în care se ajunge undeva. Din păcate, încă nu reușim la Liga a doua să creăm un sistem de marketing suficient de interesant pentru ei, pentru a face să-i aduci prin diverse metode. Singurul lucru în acest moment care aduce numărul mare de spectatori este performanța sportivă. Domnule Magdaș, bună ziua! După surpriza plăcută pe care ați făcut-o sezonul trecut și felul în care echipa dumneavoastră a jucat, ați simțit din partea autorităților locale o schimbare în atitudine față de echipa dumneavoastră, un sprijin mai important, astfel încât și anul acesta să aveți o liniște din punct de vedere financiar? Bună ziua! Ce să vă spun? Ca și anii trecuți, autoritățile locale au făcut, zic eu, maximul posibil în măsura bugetului care l-au la dispoziție de gestionat și în măsura proiectelor care încă se întâmplă la noi în oraș, proiectele europene unde au fost implicați direct. Ce să vă spun, au crescut un pic cotizația către club, este semnificativ pentru noi, dar conform înțelegerii din ianuarie cu domnul primar, sper să mai avem parte de o rectificare. Sper să ajung în zona lor undeva la un 400.000 de euro. Noi am estimat un minim de buget pe 2022 de 500.000 de euro, care să sperăm că îl atingem. Adică eu zic că deja este cam ca și atins. Încearcă, sunt lângă noi, vor. Este clar că această promovare pe ei a luat așa, ca din oală. Nu se aștepta multă lume, doar noi credeam în ea. Chiar dacă noi am anunțat din timp că ar exista posibilitatea, se pare că am fost luat puțin așa, ok, bine, așa să fie. Ei, în momentul când s-a întâmplat, pentru ei a venit un pic de problemă, dar și ei, ca și noi, am reușit să ne echilibrăm, zic eu, și părerea mea că de la an la an vom crește. Este clar, ca și în cazul spectatorilor, noi trebuie să ne facem treaba. Noi trebuie să aducem performanță sportivă. În momentul când noi vom aduce performanță sportivă, vom obliga atât factorii locali, cât și factorul privat să vină mai mult către noi. Cu sume mai mari, în număr mai mare, nu contează. Important este să reușim noi performanța sportivă care pe ei se atragă. Pentru că la noi, la Dej, asta s-a întâmplat de când am preluat primăria echipa, adică de când este membru cotizant în club. De 4 ani de zile, tot timpul a trebuit să venim noi cu performanța sportivă înainte ca să reușim să atragem. Până acum ne-a ieșit, eu sper din tot sufletul să continuăm pe aceeași linie și inevitabil să începem să avem un buget apropiat de un buget
mediu de minim mediu de Liga 2. O ultimă întrebare, domnul Magda, și dacă e să vă fie frică de ceva la începutul acestui nou sezon, de ce vă este frică? Singura frică și teamă care o am sunt accidentările, pentru că în continuare suntem numeric suntem destul de scăzuți în loc. Deci este singura frică, accidentările, care din păcate au început și acum, chiar acum avem doi disponibili, unul va reveni la prima etapă, unul doar în etapa a doua, a treia. Deci este singura frică. În rest, nu mi-este frică de nimic, sănătate să fie și eu zic că putem să ne atingem obiectivul, adică de a rămâne în continuare în Liga a doua și de a fi o echipă care la Liga a doua să aibă din ce în ce mai mult un cuvânt de spus. Mulțumim mult, domnul Magda, și toate cele bune. Mult succes în nouă sezon. Vă mulțumesc mult, emisiune plăcută. La revedere! Gabriel Magda, și președinte la Unirea Dej, echipa la al doilea sezon consecutiv în Liga 2, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Între timp, minutul 80 și pe arena din Ghencea, CSEA Steaua are în continuare 1-0 cu CSM Alexandria, meci pe care îl urmărim preluat de Steaua, de la Steaua TV, în direct la Metropola TV. În studioul Sport Total FM, alături de jurnalistul Ionuț Florea. Acum ai vedea pe Unirea Schellenberg și pe Unirea Dej. Mie mi se pare așa ca două echipe care seamănă una exact cu alta. Asta am să zic și eu. Parcă sunt frate cu soră, dacă da, permiți, da. Daniel, termenul acesta. Deju e mai mare totuși ca Schellenberg, da, ca localitate. Dar există această dragoste pentru fotbal acolo. E un public cald. Am văzut brigada someșeană care vine la fiecare meci și felul în care se transmit partidele de acasă cu imagini către ei, bucuria jucătorilor în fața tribunei a doua unde sunt suporterii. Mi-aș dori să rămână în continuare, cel puțin la nivelul ligii a doua, dacă mai mult nu se poate, pentru că avem nevoie de public din acesta cald, care dă oarecare culoare unui peisaj cenușiu la nivelul ligii secunde, Daniel. Da, e interesant ce se va întâmpla. Sunt echipe mici, eu cred că ar trebui în Liga 2 să fie echipe mici cu dragoste de fotbal, așa cum sunt cele două localități, pentru că emană căldură și fotbal și până la urmă sunt orașe care, în care se vorbește foarte mult despre fotbal. Este o ocazie foarte mare pentru Steaua, care putea să facă 2-0. Au fost mai multe ocazii pentru formația militară. E adevărat, și Alexandria a trecut la un moment dat pe lângă egalare. Este un meci de pregătire. CSM Alexandria, Liga 3, am înțeles, campionatul începe mai târziu decât la Liga 2, dar au demarat pregătirile. CSM Alexandria, care a luptat și ea la un moment dat pentru promovare și nu a reușit acest lucru. Începe Liga 2, dar sunt multe echipe și în Liga 3 care vor să intre în Liga 2 și au obiectiv. Acolo lucrurile sunt foarte rapide. Trebuie să promovăm anul ăsta. Cred că în acest moment Corvinul a rămas cu aceeași dorință de promovare. Brăila, care a retrogradat, bănuiesc că dorește să revină. Sunt multe, multe Reșița. Echipe. Și Reșița acolo, care a ratat. Dar mai sunt și altele, să știi. Adică nu e... Am văzut că s-a mai făcut echipă și Bacău. E o luptă mare. Să vedem ce se va întâmpla acolo. E o echipă pe care ți-ai dori-o în Liga 2 și nu este? E, da, Liga 3. Mi-aș dori-o pentru ce înseamnă atmosfera din Valea Domanului, rosonierii de acolo, un Milan al zonei. Știi că s-a făcut o statistică și CSM Reșița în acum două sezoane era echipa cu cele mai multe campionate în eșalonul secund. Avea vreo 54 de sezoane în eșalonul secund, pentru că în Liga 1 n-au fost de foarte multe ori. Știu, dar mi-aduc aminte de sezonul 98. Da, când erau cu Rapid. Exact, celebre meciuri de acolo. Da, avea o echipă foarte bună, Reșița. Avea o echipă. Deci mi-e dor de Reșița în Liga 1 pentru ce înseamnă atmosfera de acolo. Mi-e dor și de Corvinul, deși eu n-am prins, nu sunt atât de în vârstă sau matur să fi prins meciurile de foc și de istorie ale Corvinului, dar am văzut la baraj acum ceea ce înseamnă comunitatea din zonele respective, Daniel, și așa cum subliniai tu, publicul de care avem nevoie și care este cad la Dej și la Schellenberg. Cred că și cele două regiuni au nevoie de echipe la nivelul, cel puțin, Ligii a doua. Da. Ți-ar fi plăcut un campionat de Liga a doua să se joace așa mai grupat, nu întins pe atâtea zile? E mai spectaculos sau nu? Până la urmă, pentru noi este bine că avem fotbal din toate ligile și că putem vedea mai multe meciuri. Eu nu știu exact prin prisma conducătorului dacă este bine să știi că ai jucat astăzi joi, mai joci din nou poate marțea viitoare sau etapa următoare o joci la mijloc. Depinde cum te organizezi și cât de bun conducător ești. Pentru noi, repet, ca simpli spectatori și telespectatori de cele mai multe ori,
să avem o împletire între cele două ligi ale noastre, așa sărăcăcioase cum sunt ele din punct de vedere calitativ, aduce un... Eu cred că se încearcă și un puzzle ca să poți să acoperi toate zilele cu meciuri. Acum există și o anumită saturație, să știi, când vezi foarte multe meciuri așa, nu ai timp să te uiți. Dacă îți mai aduce aminte de perioada pandemiei când totul era blocat, Daniel, și ne-am fi dorit să vedem și atunci nu era amical. Deloc. Exact. Cred că și un meci amical ne-am fi dorit să-l vedem la televizor. Tot apăreau jocurile acelea care simulau meciurile din Liga 1. Ții minte, era un campionat la o televiziune de FIFA 2000, nu știu cât, și era acela televizat cu numele echipelor. Deci, până la urmă, ar trebui într-adevăr să fie un echilibru, dar parcă fără mai bine prea mult. Da, e adevărat. Crezi că vom avea un campionat mai spectaculos? Ai un argument pentru așa ceva? Domnul Magda spuneam de faptul că multe echipe se vor bate la primele locuri. E adevărat, dar poate nu toate vor reuși să-și impună un anumit joc pe care și-l imaginează acum că va fi foarte bun pentru că au buget, pentru că au adus nu știu ce jucători. Sunt de acord cu domnia asta că va fi mai echilibrat decât sezonul trecut. Pentru da, dacă e echilibrat în jos, este echilibrat în jos fără discuție, dar mi-aș fi dorit ca Dinamo să arate altfel, Daniel, pentru că atunci, într-adevăr, să fi avut un Steaua Dinamo cu Steaua drept de promovare, un Dinamo să arate mult mai sănătos și financiar și sportiv, ar fi creat un pol de interes foarte puternic și la nivelul Ligii a doua. Acum sunt câteva echipe prăbușite, sunt câteva echipe care nu știu exact pe ce drum să o ia și, bineînțeles, sper totuși într-o surpriză a Oțelului. Uite, îți mărturisesc sincer că voi fi fanul Oțelului la nivelul Ligii secunde. Spune-mi, crezi că fanii lui Dinamo vor veni la meciuri așa cum au venit și la Liga 1 sau va fi o diferență față de Liga 2? Nu mă mai aștept să văd. Nu că în ultimele meciuri de la nivelul primei ligi au invadat vechiul stadion sau bătrânul stadion din Ștefan cel Mare, însă e clar că este o dezamăgire, Daniel. Până la urmă o retrogradare, chiar dacă nu este finalul drumului unei echipe în fotbal, este cea mai mare rușine pe care o echipă cu istoria lui Dinamo poate trăi. Dar era oarecum așteptat, pentru că în momentul în care ești la aparate atâtea sezoane, finalul nu poate fi altul decât acesta al retrogradării. Nu știu dacă este mai bine să te chinui încă un an, doi la nivelul Ligii a doua sau să urmezi proiectul Rapidului care a încercat și ea la nivelul Ligii a doua, a intrat în faliment, a pornit cu un proiect sănătos, ajutat și de construcția acestui stadion, arată bine. Poate și Dinamo ar fi trebuit să urmeze acest model, dar acolo cred că sunt mult mai multe voci puternice care nu ar accepta un astfel de drum care ar întârzia revenirea echipei cu cel puțin 3 ani. Dacă echipa rămâne încă un sezon în Liga a doua, crezi că s-ar mai stabiliza și ar putea să atace Liga 1 mai ușor din sezonul următor, acum doar să fie un sezon de tranziție? Dacă scapă de faliment, da. Dar eu cred că pentru Dinamo și pentru viitorul echipei din Liga a doua, sezonul acesta care să înceapă este decisiv. Dacă Dinamo rămâne în continuare în Liga a doua și nu promovează, mi-e teamă că altă variantă în afara falimentului nu va fi. Și este interesant dacă celălalt Dinamo, cel al clubului sportiv, va beneficia de această conjunctură și va reuși să ia fața lui Dinamo și să joace pe noul stadion când acesta va fi construit. Pentru că tot auzim promisiuni că se începe demolarea, Daniel, dar iată că se întârzie până spre sfârșitul anului am început. Da. Înțeleg că s-au depus niște oferte pentru noul stadion al companiilor care au făcut și noile stadioane. O să aflăm ce se întâmplă. Dar crezi că dacă ar veni celălalt Dinamo din Liga a doua și Dinamo ăsta rămâne în Liga a doua, nu s-ar crea o confuzie în rândul suporterilor? Care e Dinamo? Adică pe cine susții dacă sunt două de Dinamo în Liga a doua? S-ar crea, într-adevăr, o confuzie și până la urmă nu știu dacă ar fi o dragoste acceptată așa din prima, dar în momentul în care ajungi tu Dinamo de Liga 1, să ajungi în Liga 2 și să fii ciuca bătăilor, cred că oamenii ușor-ușor își vor îndrepta atenția și către CS. Dacă se va dovedi, Daniel, că este un proiect serios care vizează promovarea, pentru că dacă ne uităm și punem în oglindă ceea ce se întâmplă la Steaua, nu știu dacă Peluza Sud va mai avea același entuziasm cu încă un an, doi în Liga 2. Oamenii aceia au venit alături de echipă și s-au despărțit de echipa lui Gigi Becali pe baza unor promisiuni că acest proiect va fi unul sănătos și că va aduce echipa în Liga 1. Dacă tu îți dorești doar să faci ceva, să strici ceea ce a fost în trecut și nu ai intenții serioase, mi-e teamă că până la urmă și oamenii de la Steaua se vor îndepărta de această echipă și va ajunge o echipă obișnuită cu câțiva spectatori la nivelul Ligii 2. Așa este și la Dinamo. Dacă se dorește ca acest CS Dinamo să devină un proiect serios și echipa să aibă obiectiv Liga 1, cred că vor migra o parte dintre suporteri către această nouă formație. O să discutăm despre acest subiect și în ultima parte a emisiunii. Sunt ultimile minute și la CSEA Steaua cu CSM Alexandria, 1-0,
Probabil că așa se va termina și această partidă. Noi o să luăm o scurtă pauză împreună cu Ionuț Florea. O să revenim peste un sfert de oră. Atacăm și celelalte echipe din eșalonul secund, de al cărui start ne mai despart câteva zile. Rămâneți aproape, rămâneți cu Metropola TV și Radio Sport Total FM. We'll be right back.